Săptămâna viitoare la Slatina începe maratonul de teatru. Mari actori ai scenei românești se reîntorc pe scânduri în cadrul festivalului de teatru Acasă la Eugen Ionescu. Actori locali, dar și nume mari vor urca pe scena Centrului Cultural în cadrul celei de-a 11-a ediție a festivalului. George Mihăiță, Eugen Cristea, Cristina Deleanu sau Tomi Cristin sunt doar câțiva dintre actorii ce îi puteți vedea în piesele ce se vor juca la Slatina. Aceste 6 zile de teatru vor fi combinate de asemenea și cu, în cadrul lor vor fi și alte evenimente. De exemplu, în data de 24 la ora 17 în foyer se va desfășura o expoziție de fotografie. La ora 18 piesa de teatru locală, Toți banii merg la Lola. Pe data de 25 vom avea la ora 17 un salon de carte care se va desfășura tot în foyerul Centrului Cultural Eugen Ionescu, iar de la ora 18 o piesă de teatru invitată de la București, de la Teatrul Dramaturgilor, Salieri, în interpretarea actorului Marius Bodochi și a artistei Alinda Morava, care este și atașatul cultural al Republicii Albania în România. Pe 26 revenim iar la Slatina, pentru că la ora 18 vom avea o piesă de teatru susținută de către Asociația Iordache Art, Ultimul Godot de Matei Vișniec. Pe data de 27, o surpriză pentru slătineni, vor avea ocazia să-l revadă pe marele actor George Mihăiță, într-o interpretare de excepție, Reconstituirea unei vieți. Pe data de 28 va fi o piesă de teatru îndrăgită de slătineni, Ultimul Sos de Vânzare, interpretarea unei trupe de teatru de la București. Și pe data de 29 revine la Slatina iar o trupă îndrăgită, tot de la București, având-l în rolul principal pe Eugen Cristea, Avarul. Anul acesta, capacitatea sălii pusă la dispoziția spectatorilor va fi de 50%, iar regulile impuse de pandemie vor fi respectate. Pe lângă acestea, la intrare, spectatorii vor trebui să prezinte spre scanare certificatele COVID, fără de care nu se poate intra la spectacole. Biletele se pot procura pentru piesele din data de 24 și 26, respectiv cele slătinene, de la Casa de Bilete a Centrului Cultural Eugen Ionescu, contra cost, deci va fi intrarea. Iar pentru spectacolul invitat, având în vedere faptul că este un proiect susținut financiar de către Primăria Slatina, se vor da invitații. Invitațiile vor fi puse la dispoziția publicului de data de 18, începând cu ora 13. Bugetul alocat de municipalitate pentru organizarea ediției de anul acesta este de 90.000 de lei.